Gemme! Bună seara, băiat Drumman! Salut, salut, salut! Da, Bobonez, să știi că am aranjat totul cum ți-am promis. Da, foarte frumos, măi! Foarte frumos ai aranjat! Și câte becuri ai pus, auzi? Am impresia că... Ce am impresia? Sigur, nici măcar Copăs la el, la hotel, acolo, la Creu în Blața, n-a pus atâtea becuri cum ai pus tu, băi! Copăs, dacă îi se arde un bec, cheamă electricienii să-i repare filamentul. Da, ce este? Auzi, băi, dar asta de spectacol, băiată, Bănica și ăsta vine Crușca. Da, sigur, garantat, garantat. Așa și ești. Da, bun, perfect. Vin, am vorbit cu ei, totul este pregătit. Era să vină și blondele lui Irinel. Vin blondele lui Irinel, da. Extraordinar! Numai că în ultima clipă, în ultima clipă, uite că au făcut, Monica a plecat în America și le-a chemat ăsta, cum îi zice, Irinel, le-a chemat la el acasă, în jacuzzi, să facă... Păi stai mai puțin, dar asta Irinel face bombul de Crăciun în jacuzzi la el, mai? Păi, dacă așa îi place moșului să petrească Crăciun. Foarte bună glumă! Ești foarte glumeț! Eu mă duc acum până la bar, la Elton, să bem un whisky. Ăsta e obiceiul nostru de Crăciun. Musliman, știi? A, nu, muslimanilor ne place să ciocnim ceva împreună. Jimmy? Da. Ți-am adus o agendă de la firma mea. Mamă, cât de tare, Oana! Uai! Sper că n-am dat peste cap bugetul firmei. Jimmy, Jimmy, fii atent, o știai pe asta? Yeah. De ce nu vine Moș Crăciun niciodată la Steaua? Yeah, de ce? Că e frică să nu-l înlocuiască Becali cu Moș Nicolae. Cadou de la mine bancul ăsta, Jimmy. Domnul Patriciu! Ce onoare, domnul Patriciu! Bună seara, bine ați venit! Bună seara, suntem nespus de onoare. Da, m-a invitat Boboneț și nu puteam să... De ești sigur că plătește el, da? Sigur. Dar fai de mine, dacă nu plătea el, plăteam eu. Atunci, uite un pix de la firma mea. N-are capac, dar... Păi, chiar am primit o agendă de la Oana Pașcan și sper să nu ieșiți pe minus la profit cu holdingul anul ăsta din cauza pixului. Oricum o să iasă pe minus, Jimmy. Nu-l înveți tu contabilitate pe Dinu, da? Jimmy? Da. Noi nu ți-am adus nimic, nici o Gina, pentru că a spus Dinu că un pix la trei persoane este foarte, foarte suficient. Ghicește ce ți-am adus cadou. Ai voie trei încercări. Chiloți, chiloți, chiloți! Bravo! Ai ghicit, uite, Jimmy. Colecția de Crăciun cu globuri și stea de pom de Crăciun. Au și instalație electrică de brad? Hai, mă, Jimmy, mă. Ce cu glumele astea, mă? Glumit, măi, nu te supăra, bote. Sunt superb, superb. Sunt... Eu n-am avut timp să-ți iau cadou, dar... După ce mă duce Bote acasă, mai așteaptă 2 ore până doarme Cristea și vină pe la mine, găsesc eu un cadou și pentru tine. Bună seara și bine ați venit la această minunată seară de Crăciun, oferită de prietenul nostru, domnul Boboneț! Îl invit pe maestrul bucătar... Elton Mandela, să le prezintă meniu! Mulțumesc, am pregătit un meniu exotic cu specific de la Africa. Rulada din trompa de elefant, umplută cu castraveții de mare murație. Asta cât costă? A, unii mica tot 1000 de euro. Aoleo! Boboneț... Plătesc eu mai aici. A, două porți. Ratatouille de banane cu fructe de cactus și suc de ridichi de Tanganyika. Asta cât costă? Tot 1000 de euro. Plătesc eu, plătesc eu mai, Edinu. Plătești, da? 3. Bine, și specialitatea mea tot din Congo, tatine de pâine din arbore de pâine, unse cu unt din arbore de cauciuc. Elton, gata că îi ruinez bugetul lui Boboneț, da. Dragi prieteni rumani, mă bucur foarte mult că sunt în această seară aici alături de voi, pentru ca voi să puteți sărbători sfintele sărbători de Crăciun, măi. Așa cum spunea mântuitorul vostru, acesta este bărtofelul meu,
acolo pe masă sunt banii mei, așa că mâncați, beți și vă distrați mai! Mai am și două surprize pentru seara asta. Vine aici doi Ștefani. Unul Hrușca și unul Banica Junior, mă! Dar până atunci, puțină muzică! Muzică, mă! Elton, da, șef. Am dat-o dracu. De ce? Bănică și cu Hrușcă nu vin dacă nu le dau 15.000 de euro. Păi și nu ți-a dat banii ăsta, băia Bubuneț? Păi mi-a dat, dar e criză, trebuie să fac și eu un ban, nu? Bine, șeful, uite, am o idee. Dacă mi dai mie 1.000 de euro, poate să interpretez eu foarte bine și Bănică și Hrușcă. 1.000 de euro amândoi, da? Nu, 1.000 de euro fiecare, pentru că trebuie să schimb două peruci, să machiez, să demachiez. Hai ca, uite, la Bănică Junior poate mă ușor, dar la băia Hrușcă, asta este blond, cu fața foarte albă. Băi, deci nu am, dacă vrei atâta îți dau, nu mai am decât 1.000 de euro. Bine, șeful, dau 1.000 de euro și te scut eu. Ia, yeah. Bine. You got me begging you for mercy. Măi, Jimmy, când spuneai că vine asta băiată Hrușca, măi, că e 11 noaptea, măi? Stai, că sunt cu el în telefon, e blocat în trafic la sala Palatului. Păi stai, măi, cum să fie blocat? A avut Hrușca asta spectacolul în sala Palatului acum 3 săptămâni, măi. De atunci e blocat la trafic. Nu, domnule Ștefan, bă, nicăieri la sala Palatului. Hrușca l-așteaptă într-un taxi afară să nu plătească amândoi taxiul. Asta mă înțeles, dar ce facem? Ce facem până atunci când pleacă toți prietenii mai? Lasă că rezolv eu. Stimați invitați, până vor sosi vedetele, surpriză din această seară, o surpriză și mai mare, cenaclu totuși iubirea, condus de Bote și Bianca! Dragii mei, eu și cu Bote am decis să încercăm cu slabele noastre puteri să facem mai ușoară dispariția marelui nostru poet, Aurel Păunescu. Adrian Păunescu, Bianca. Adrian. Adrian, da? Da. Adrian. Vom interpreta melodia Aseară ți-am luat. Păi aseară ți-am luat cercei tăi, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, și azi te văd fără ei tăi, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. I-am pierdut azi noapte-n pat, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, știi că eu dorm agitat, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Păi ieri ți-am luat o limuzină tai, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, și azi îmi cer bani de benzină tai, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Cine îmi ia limuzină, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, să-mi dea bani și de benzină, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Stea mea luat inel, tai, ra-ra-ra-ra-ra, logodesc cu el, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ții oricine ți-a inel, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, îți petreci noaptea cu el, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Prima surpriză mare a serii, Ștefan Hrușcă! Bravo! Bună seara! Sculați case, nu dormiți, vremea e s-a fatreziți. S-a primit colindatorii, s-a primit colindatorii. Casa să va primeniți flori de măr, colindatori s-a primis flori de măr, colindatori s-a primis flori de măr, casa să va primeniți flori de măr.
Măi, Jimmy, asta ce cântă băiatul? Are accent hrușcă ăsta, ce accent are? Are francez, mă, păi stă de 20 de ani în Canada, cum ai vrea să vorbească? Să mă buse, dar ești întunecat tare la față, mă! A fost la solar și a schimbat locul, arde așa, mai șmecher puțin. Ia uși ce frumos cântă, ia uși, te seacă la inimă, ia, ascult, fie. Bravo, fane! Și la nu vom veni, numai dacă ne primi. Dacă ne-ți primi, mulțumesc frumos! La Anu și la mulți tițiani! Și acum am să invit pe scenă pe marele Ștefan Banica Junior să cânte și el o melodie. Uite cum dă din picioare, dansează baba și nici așa le nu doare. Băi, Jimmy, băi, asta este Elton, măi, nu este niciun Banică Junior, ai omorât Crăciunul, măi! Stai mai puțin, Elton! Treia să faci pauză, te hrușcă și bănică! Dar și tu dacă ai dat numai 1000 de euro, eu ce să fac? Am făcut la tine ofertă ca la detergent 2 în 1. Băi, eu vă omor pe amândoi!